sunt după fusta lui. Nu. Știi? Și nu e asta. Nu. Și nu e. Nu, nu e. Nu e, mă. După el. Nu e, mă, nu e așa, nu e așa. Mă, stai o clip. E așa exprimat că eu cred. Îmi place personalitatea mea. Da. Dar n-a zis că ar face un cuplu cu mine. Cine a zis asta? Sau cine n-a zis asta? Ia, n-a zis. Da, aș face un cuplu. Doar dacă n-ar fi fost situația care este acum, așa a zis. Păi ce te împărți pe jurul cu o zi, mă, frate? Numai că n-a zis. Atât, atât, numai că n-a zis. Ce? Ce nu înțelegi și tu, Aline, sau nu vrei să înțelegi? Numai că n-a zis. Atât. Da, lasă-o, mă. Vine, mă, vine efectiv să niște mă. Care și-a principiul. Hai, vine efectiv. Dar de ce e mai așa un ciudat? De ce e o supărare și o cetățenie? Că-l place, nu caracterul, dăm acum că-mi place, doar caracterul. Îți place Alin, întreg. Da, a și spus într-un testimonial. Că ce? Că da, ea am atras-o cu personalitatea mea, da. Dar te place acum? Da, 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 îmi place Alin ca om, așa ai spus? Da, și ca băiat. Și ca băiat. Te cunoaște. Eu am spus că era altceva, dacă nu era situația cu Adelina. Am înțeles, cumva, de vapit și ciudat. Și dar el nu e hotărât. Ne ia la sigur. Că ia să fost el hotărât cum a fost Ionuț. În cazul lui, cum a fost, dacă ar fi el hotărât cum a fost Ionuț. Acum să exprimai tu acum toate părerile. Nu mai stai tu să mai te menajezi, ambalezi. Dacă el ar fi hotărât cum, ar, cum a fost Ionuț, și spuneai, da, mă, place omul ăsta, frumos, vreau. Dar place omul ăsta, am spus. Dar nu e vorba despre asta. Păi nu, ce e vorba despre, despre el, asta e vorba aici. Lui nu-i place. De el? Știu. De el nu-mi place. Eu știu că a făcut burta, că vreau să văd un pic, a zis. Nu, lui nu-i place de mine, mie îmi place de el, că așa s-a... A, așa da, dar nu știi asta. E... Așa s-a, așa a reieșit din context. Nu a reieșit din context, asta e. Despre asta, asta e vorba, e? Da, asta e vorba. În sfârșit, Cosmina spune de cărțile pe față. Alin, cum joci în următoarea? E ironică, nu vezi? Nu e ironică! Cum mă uită de la față ei? Puțin să nu, încearcă să smulgă de la tine acum. Doar puțin? O contrazicere. Alin, îți traduc eu. Încearcă să smulgă de la tine o contrazicere. Nu, nu spui. Nu, 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 spune, nu, îmi place tine. Asta vrea, nu vrei să spui tu, nu e o ironie cu tare. E o ironie, asta încerc. Și cum o contrazici tu? Spune că este o ironie? Da, că sper nu, să fie o ironie. Nu, așa se contrazice în situația asta. Da, meu, tu stai, tu caută cântiță. Asta nu, caută cântiță, nu fie vocal, știi? Caută să un gest, ce poate să nu fie el vocal. Da, sunt pace, mă, sunt trezit de asta. El nu se exprimă prin vorbe, să știi. Fata a fost foarte clară. Da, mă, am spus, da, am spus. Te place, eu, dar exact. Tu nu o placi. De ce? Aici m-a răspuns neapărat aia ta, da, ești asasin sau nu? S-o, vrei să o contrazic? Da. O să o contrazic, dar nu acum. Nu, în live vreau. În live o să o contrazic, da. Fie, ține-te bine pe picioare când o filmezi. Dacă eram afară, știi cum te luam? Pe mine? De ce apă? De ce apă? Nu, 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 nu. Băi, vine o filmă că îți place, mă, fata aia, vrei să fii cu ea sau nu? Pe bune, cine e ultima dată care mai mare și nu? Nu, da, mai am ambalat puțin, mai în ambalaj așa. Mai ambalaj un pic, le-am ambalat puțin, am. Vine da, tovarăș și mă ziceam, "Bă, zi, mă, să nu, îți place, lasă-o în pace și gata." Îmi place, îmi place, da, am zis. Păi dacă n-am afară și ziceam, "Bă, dacă îți place, lasă-o pe Google în pace, că n-ai nicio treabă." Și lasă-o în pace, nu mai băga seamă că îți place și vezi treaba ta. Dar acum când suntem afară, spun frumos. Să fii clar și tu la fel ca ea, pentru că așa e ok. Cam așa am spus că îmi place, îmi place cum ne-am înțeles, îmi place că... Nu, 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 o dai cu tine, îți place cum ne-am înțeles. Da, îmi place. Îți place fizic de ea, în primul rând. Da. Da. Ai văzut? Ai auzit? Da. Zice omul și din obligație. Mă ridic și plec, direct. Mă ridic și plec, nu mai. Nu, la pe tine astea, termină că mai m-am râs. Când ți-am zis așa, ce ai zis? Omul în glumă mai spune adevărul, știi? Nu e adevărat, e nu. Dragilor, na. Aș vrea să ne uităm acum la imaginile acestea care sunt în direct din casa Mireasa, parcă ați desprinse din materialul de mai devreme. Singura schimbare este că taica Popa a plecat.